Arme și muniții de contrabandă transportate cu barca peste Nistru. Trei persoane din orașul Râbnița au fost prinse de polițiști în momentul când transportau din regiunea transnistreană arme și muniții. Este vorba de trei cozăteni, printre care și o femeie însărcinată în luna a patra, fiica capului grupării. Suspecții practicau acest gen de activitate de ceva timp. Marfa era sustrasă de la bazele militare din regiunea de est a țării și era transportată la comanda solicitanților. Cumpărătorii erau găsiți de femeia din grup. Cei trei au fost reținuți în flagrant delict în momentul când încercau să comercializeze două aruncătoare de grenade și patru grenade de mână la prețul de 1000 de euro. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 ani de pușcărie. În prezent, cei doi bărbați se află în arest preventiv, iar femeia este cercetată în stare de libertate.